Făina de greiere a fost aprobată de Uniunea Europeană ca aliment, transformând în realitate toate speculațiile care până de curând erau considerate pure teorii ale conspirației. Uniunea Europeană a autorizat intrarea pe piața unui aliment nou produs de Vietnam, care va intra în compoziția mai multor produse alimentare din UE. Este vorba despre pulberea parțial degresată a greierului de casă, cu denumirea științifică de Acheta domesticus. Făina greierească se va regăsi de acum încolo în pâine și chifle multicereale, în biscuiți crocanți și grisine, în preparate din carne, precum și în multe alte produse alimentare. Greierele a intrat oficial în hrana europenilor după ce Uniunea Europeană a autorizat intrarea pe piața făinii din greier sub formă de pulbere parțial degresată. Făina va fi utilizată în prepararea pâinii și a chiflelor multicereale, a biscuiților crocanți, a grisinelor, a batoanelor de cereale, a preamestecurilor pentru produse de panificație uscate, a biscuiților și a produselor pe bază de paste făinoase. Totodată, făina din greieri uscați va mai fi utilizată pentru sosuri, produse prelucrate din cartofi, preparate pe bază de plante, leguminoase și legume, pizza și produse pe bază de paste făinoase, zer praf, înlocuitor de carne, supe și supe concentrate sau praf de supe, gustări pe bază de făină de porumb, băuturi asemănătoare berii, produse de cofetărie din ciocolată, fructe nucifere și semințe oleaginoase, gustări, altele decât chipsuri, precum și preparate din carne. În ce privește etichetarea pulberii, UE a cerut ca denumirea alimentului nou să fie menționată pe eticheta produselor alimentare care îl conțin sub formă de pulbere parțial degresată de Acheta domesticus, greier de casă. Dacă în ce privește produsele ambulate, consumatorii vor avea posibilitatea să depisteze pe etichetă prezența greierilor, în cazul produselor de panificație, acest lucru devine imposibil. În România, aproape toate produsele de panificație din supermarketuri și hipermarketuri, în special cele scoase proaspăt din cuptor, provin din aluat congelat din import, astfel că nimeni nu poate ști ce intră în compoziția acestuia. Pe baza unor dovezi publicate limitate privind alergiile alimentare asociate insectelor în general, care au corelat în mod echivoc consumul de Acheta domesticus cu câteva evenimente anafilactice și pe baza dovezilor care demonstrează că Acheta domesticus conține câteva proteine potențial alergene, autoritatea europeană pentru siguranța alimentară a concluzionat în aviz că consumul acestui aliment nou poate genera sensibilizare la proteinele de Acheta domesticus, relatează știri pe surse.ro.